ați revenit la cursuri. În cursurile precedente am vorbit despre stările de agregare, iar în acest curs vom vorbi despre transformările de stare de agregare. Și deoarece sunt multe de spus la acest subiect, am împărțit materialul acestui curs în două. În prima parte, cea pe care o vedeți acum, voi face o prezentare generală a tranzițiilor de fază și voi vorbi despre tranzițiile polimorfe și despre topire și solidificare. Urmând ca în partea a doua să vorbesc despre vaporizare și condensare, sublimare și desublimare, ionizare și recombinare, precum și despre starea triplă a substanței. Și pentru că am de prezentat o singură formulă și nu e nevoie de demonstrații matematice, acesta va fi primul curs în care nu voi folosi tabla. Cursul se numește tranziții de fază și nu transformări de stare de agregare din două motive principale. Unul este acela că din punct de vedere termodinamic, o stare de agregare este o fază, adică un anumit mod de organizare a particulelor care alcătuiesc un corp. Celălalt motiv este acela că există și alte tranziții de fază decât transformările de stare de agregare. De pildă, o substanță poate cristaliza, de obicei, în mai multe tipuri de rețele cristaline. Numim solidele cu aceeași compoziție chimică, dar rețele cristaline diferite, stări polimorfe. Solidele alcătuite din același element chimic, dar cu rețele cristaline diferite, se numesc stări alotropice ale elementului chimic respectiv. Când un solid trece dintr-o formă de cristalizare în alta, are loc o tranziție de fază. De pildă, grafitul se poate transforma în diamant, grafitul și diamantul fiind două stări alotropice ale carbonului. Puteți vedea în această diagramă tranzițiile de fază despre care va fi vorba în acest curs. Tranzițiile care implică transformarea stării de agregare fac parte din așa numitele tranziții de ordinul întâi. Ele nu au loc deodată în toată masa unui corp, ci în timpul lor avem un echilibru între două faze, o parte din substanța din care este alcătuit corpul fiind într-o stare de agregare și o parte în altă stare de agregare. O altă caracteristică a tranzițiilor de ordinul întâi este aceea că ele sunt însoțite de un schimb de căldură cu exteriorul care nu produce o variație de temperatură. Această căldură, numită căldură latentă, este căldura pe care trebuie să o schimbe un corp cu exteriorul atunci când își schimbă faza, deoarece se schimbă energiile potențiale și cinetice ale particulelor care compun corpul respectiv. Vă amintesc că particulele pot fi atomi, ioni sau molecule. În limbaj termodinamic, spunem mai simplu că atunci când se schimbă faza, se schimbă energia internă a corpului respectiv. Dacă energia internă scade prin tranziția de fază, atunci corpul dă căldură în timpul tranziției de fază, iar pentru ca energia lui internă să crească, corpul trebuie să primească căldură din exterior. Raportul dintre această căldură latentă schimbată de un corp cu exteriorul atunci când își schimbă faza și masa corpului se numește căldură latentă specifică și așa cum vedeți aici se notează cu litera grecească lambda. Această căldură latentă este specifică substanței care suferă tranziția, dar și tipului de tranziție. De pildă avem căldură latentă specifică de vaporizare a apei, căldură latentă specifică de topire a fierului și așa mai departe.
O tranziție polimorfică înseamnă trecerea unui solid dintr-o formă de cristalizare în alta. Chiar și gheața poate avea mai multe forme de cristalizare, deci apa are mai multe faze în stare solidă. Aici vedeți diagrama de fază pentru apă. Voi spune mai multe despre astfel de diagrame în partea a doua a cursului. Acum vă rog doar să observați că zona albastră reprezintă starea solidă a apei, adică gheața. Și că fiecare cifră romană din diagramă reprezintă o anumită formă de cristalizare. Aceste rețele de cristalizare diferite apar prin cristalizare la presiuni și temperaturi diferite și pe marginea diagramei puteți să citiți presiunile și temperaturile. Deci, pentru un anumit set de mărimi presiune-temperatură, gheața este caracterizată de un anumit tip de rețea cristalină. Iar trecerea dintr-o stare de cristalizare în alta se realizează atunci când se schimbă fie temperatura, fie presiunea, fie amândouă și este însoțită de un schimb de căldură cu exteriorul, căldura latentă de tranziție de fază. De obicei, solidele pot avea în aceleași condiții de presiune și temperatură mai multe tipuri de rețele cristaline. Cu alte cuvinte, dacă realizăm cristalizarea unei substanțe într-un anumit tip de rețea cristalină, substanța poate să-și păstreze acel tip de rețea și la altă temperatură și altă presiune. Cel mai cunoscut exemplu este perechea grafit-diamant, cele două forme alotropice ale carbonului. În anumite condiții de presiune și temperatură, carbonul poate cristaliza într-o rețea cristalină hexagonală, plană, și atunci, după răcire, avem grafit. În alte condiții de presiune și temperatură, carbonul poate cristaliza într-o rețea cubică cu fețe centrate și atunci, după răcire, avem diamant. Se pot obține diamante din grafit printr-o tranziție de fază care are loc la presiuni foarte mari și temperaturi în jur de 1500 de grade Celsius. Astfel de condiții pot fi tehnic realizate cu ajutorul unor prese foarte mari, unele dintre ele de sute de tone. La astfel de presiuni, grafitul suferă o tranziție de fază, formându-se o rețea cristalină cubică, adică diamant. Și grafitul se transformă în diamant. În fotografie puteți vedea diamante obținute prin tranziții de fază la presiune și temperatură ridicată. Topirea reprezintă trecerea din faza solidă în faza lichidă, iar solidificarea trecerea din faza lichidă în faza solidă. Și pentru că, așa cum am arătat în cursurile despre solide și lichide, în lichide particulele se pot mișca în mai multe feluri și cu amplitudine mai mare decât în solide, în starea lichidă particulele au mai multă energie medie decât au în starea solidă. De aceea, pentru a topi un solid, trebuie să dăm căldură latentă. Iar când lichidul se solidifică, atunci primim căldură latentă, evident, tot atâta cât am dat pentru topire, pentru că altfel n-ar fi respectată legea conservării energiei. De fapt, când topim un corp, trebuie să dăm energie pentru desprinderea particulelor din rețeaua cristalină, una de cealaltă. Pe măsură ce crește temperatura unui solid, particulele se mișcă cu amplitudine tot mai mare și viteză medie tot mai mare,
până când la un moment dat se desprind una de cealaltă. Asta se întâmplă la o anumită temperatură pe care o numim temperatură de topire. Și din momentul în care s-au desprins, ele pot să se miște și altfel decât până atunci, pentru că avem deja lichid. Pot să efectueze și mișcări de translație și de rotație. Când are loc procesul invers, solidificarea, particulele din rețeaua cristalină se leagă unele de altele, dar pentru asta trebuie să scape de o parte din energia cinetică pe care au avut-o. Și de aceea primim căldură latentă. Mai are loc un fenomen important, când se produce topirea, trebuie să efectuăm lucru mecanic împotriva forțelor de coeziune care încearcă să țină particulele lipite unele de altele în rețeaua cristalină. De aceea, prin topire, crește energia potențială a particulelor și acesta este un alt motiv pentru care trebuie să dăm căldură latentă. Când se produce solidificarea, forțele de coeziune efectuează lucru mecanic, apropiind particulele una de cealaltă și fixându-le în locurile lor din rețeaua cristalină și în acest fel scade energia potențială a particulelor și asta este o altă cauză a faptului că primim căldură latentă. Putem calcula căldura latentă cu ajutorul căldurii latente specifice unei tranziții și unei substanțe. Din relația de definire a căldurii specifice, rezultă așa cum vedeți, pentru căldura latentă, notată cu Q mare, relația M înmulțit cu lambda, masa înmulțită cu căldura latentă specifică. Pentru gheață, de pildă, căldura latentă specifică de topire este de aproximativ 335 de kilojoule pe kilogram. Asta înseamnă că pentru a topi un kilogram de gheață care are temperatura de 0 grade Celsius, trebuie să dăm 335 de kilojoule căldură. Și obținem apă cu temperatura de 0 grade Celsius. Atâta timp cât gheața se topește, temperatura ei rămâne 0 grade Celsius. Gheața nu poate avea la presiune atmosferică normală temperatură mai mare decât 0 grade Celsius, pentru că aceasta este temperatura ei de topire. Deci chiar și în finalul topirii, când mai avem doar o bucățică mică de gheață, ea are temperatura de 0 grade Celsius, pentru că, repet, nu există gheață cu temperatura mai mare de 0 grade Celsius la presiunea de o atmosferă. Acest lucru poate fi folosit pentru a obține temperatura de 0 grade Celsius în laborator sau acasă, și anume un amestec de gheață cu puțină apă are la echilibru temperatura de 0 grade Celsius. Deoarece la temperatură mai mare n-am putea avea în amestec gheață, iar la temperatură mai mică n-am putea să avem în amestec apă. Am arătat acest lucru în al doilea curs de termodinamică cu titlul Căldura și temperatura, găsiți linkul în descriere. Și puteți vedea aici cum se poate obține acest amestec cu temperatura de exact 0 grade Celsius. Atunci când o masă de apă cu temperatura de 0 grade Celsius îngheață, primim exact aceeași cantitate de căldură pe care am dat-o pentru a topi acea masă de gheață și care se poate calcula cu aceeași formulă, Q mare egal cu masa înmulțită cu căldura latentă specifică. După cum am mai spus, dacă n-ar fi așa, ar fi încălcată legea conservării energiei. Dacă reprezentăm grafic variația temperaturii unui solid pe care îl încălzim în funcție de timp, obținem această reprezentare. După cum vedeți, temperatura crește până când ajungem la temperatura de topire.
Apoi, deși dăm în continuare căldură, temperatura nu mai crește, pentru că această căldură pe care o dăm acum este căldură latentă. Ea este folosită pentru a face tranziția de fază, pentru a mări energia internă, pentru a crește energiile moleculelor, particulelor în general, care au alcătuit corpul solid și care acum se topește. Abia când tot corpul solid s-a topit, lichidul obținut începe să-și mărească temperatura. Dacă lăsăm acum lichidul să se răcească, obținem această reprezentare pentru variația temperaturii lui în funcție de timp. Lichidul se răcește până când ajunge la temperatura de solidificare, care este aceeași cu temperatura de topire dacă nu s-a schimbat între timp presiunea. Apoi, temperatura lui rămâne constantă, deși cedează în continuare căldură în mediul exterior. Aceasta este căldura latentă pe care o primim deoarece energia internă scade prin solidificare, iar excesul este cedat sub formă de căldură. Și abia când tot lichidul s-a solidificat, temperatura începe să scadă din nou. Mai observați, vă rog, ceva. Panta liniei de încălzire sau de răcire a solidului nu este aceeași cu panta pentru linia lichidului. Ele au viteze diferite de încălzire sau de răcire. Acest lucru se datorează faptului că, deși avem aceeași compoziție chimică, faza solidă are altă căldură specifică decât faza lichidă. Temperatura de topire depinde de presiune. Cele mai multe solide, de fapt aproape toate, își măresc volumul prin topire. Deci volumul lichidului obținut prin topirea unui solid este mai mare decât volumul solidului. În cazul acestor solide, deci în cazul majorității solidelor, temperatura de topire crește odată cu creșterea presiunii. Acest lucru poate fi observat într-o diagramă de fază pentru echilibrul fazelor solid-lichid, așa cum vedeți aici. Linia punctată roșie ne arată că dacă mărim temperatura la presiune constantă, la o anumită temperatură se va produce topirea, la temperatura de topire. Linia punctată verde ne arată că pentru starea lichidă, dacă mărim presiunea la temperatură constantă, la o anumită presiune se va produce solidificarea. Deci cu toate că nu se schimbă temperatura, dacă mărim presiunea, putem realiza solidificare. Dar există și lichide care prezintă o anomalie a dilatării pe anumite intervale de temperatură, cel mai important fiind apa. Am vorbit despre această anomalie în cursul precedent. Diagrama de fază pentru echilibrul solid-lichid, pentru intervalul de temperatură de comportare anomală în cazul acestor substanțe, arată așa. Linia punctată roșie ne arată, ca și în cazul celălalt, că dacă mărim temperatura la presiune constantă, la un moment dat, la o anumită temperatură, temperatura de topire, solidul se topește. Dar în cazul acestor substanțe, când sunt solide, dacă mărim presiunea la temperatură constantă, linia punctată verde, la o anumită presiune se produce topirea. Asta se întâmplă, de pildă, cu gheața. Când este presată, se topește și acesta este unul dintre motivele pentru care gheața este alunecoasă. Atunci când călcăm pe ea, mărim presiunea și se formează o peliculă subțire de apă la suprafața de contact. Iar apa este foarte alunecoasă pentru că este lichid și moleculele unui lichid se pot mișca unele față de celelalte. Deci nu gheața este alunecoasă, ci apa care apare prin topirea la suprafața ei. Thank you.
așa cum v-am spus și la început, în a doua parte a acestui curs voi vorbi despre vaporizare și condensare, sublimare și desublimare, ionizare și recombinare, precum și despre starea triplă a substanței. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!